Doamnelor și domnilor, bună ziua! Au fost foarte multe informații săptămâna trecută, chiar și la începutul acestei săptămâni. La una din ele am să mă opresc la sfârșitul clipului video pe care îl înregistrez astăzi. Dar, de la început, aș vrea să mă opresc la un mesaj pe care o persoană a încercat să mă provoace că de ce Maia Sandu nu-l pune la dubală pe Dodon. Nu-i Maia Sandu judecător și nici nu-i procuror. Și cred că l-am convins până la urmă și vreau să mă repet încă o dată că dacă v-ați cumpărat o casă și ați început să faceți curat în ea, trebuie să treacă un timp oarecare. Iar șobolanii pe care s-au ascuns sub podea, nici de cum niciun stăpân nu poate ca să spună cu precizie care vor fi următorii pași ai acestor șobolani, fiindcă ei dintr-un loc își vor face cuib în altă parte și oricum o să vină la dumneavoastră în casă. Așa și sunt și șobolanii care s-au cuibărit în diferite instituții de stat a Republicii Moldova și în special în instituția justiției. Eu mă refer aici căci sunt șobolani judecători, sunt procurori, chiar și avocați, căci dacă nu vor fi, atunci Dodon de mult ar fi stat la pușcărie. În primul rând, vreau să mă refer la niște informații care, după părerea mea, eu le consider că sunt foarte importante. Căfcăliuc a făcut luate corturile din centrul capitalei, din fața Parlamentului. Căfcăliuc a făcut o declarație căci el se va alătura protestanților din centrul capitalei. Înseamnă că și el e un șobolan care și-a schimbat cuibul din țara sa în care s-a născut și care va fi următorul pas, nu-l știm. Însă, un singur lucru știu, căci dacă Căfcăliuc el n-ar fi fost vinovat, el ar fi rămas aici, ar fi rămas în Republica Moldova și în cel mai rău caz, ar fi încercat să demonstreze nevinovăția sa. Însă, el ca și mulți alții, sunt niște șobolani ca și șor care au fugit. Au fugit și și-au făcut un cuib în altă parte. Căfcăliuc în Marea Britanie, șor în Israel. E un grup de șobolani care s-au stabilit foarte bine peste hotare. Și Dodon a ieșit cu o declarație și a spus că ceea ce a făcut actuala guvernare, că au luat corturile din centrul capitalei, nu e legitim, nu se face bine. Căci pe timpul când a fost el președinte a țării și în acea perioadă Plahotniuc a instalat corturi în oraș și a scos susținătorii la protest. Dodon, vreau să-ți amintesc căci tu atunci cântai ceea ce îți spunea Plahotniuc. Acum tu ți-ai schimbat un pic vocea, de la tenor ai trecut la bas și, mă rog, cânți o altă melodie. Dar frățărnicia ta, muzica, e aceeași. Așa că nu trebuie ca să faci mari declarații, fiindcă melodia ți-o cunosc destul de bine.
Dar vreau să mă opresc la o informație foarte importantă. Patriarhul Moldovei, Vladimir, fostul KGB-ist, s-a întâlnit cu Patriarhul Moscovei, Kiril. Eu am spus și repet că Patriarhul al Moscovei, Kiril, nu e altcineva decât omul legei din Federația Rasistă, care îl cheamă Vyacheslav Ivankov. Da, acel om al lumii interlope, care el a avut relații, a avut cunoștințe, trăia foarte bine cu organele FSB-iste, adică cu KGB-iștii, și nu vreau să mă înșel, și iată că Putin l-a făcut patriarhul Federației Rasiste. Și iată că acești doi indivizi, unul KGB-ist, altul omul lumii interlope, s-au întâlnit. E destul de clar care a fost discuția lor, fiindcă KGB-istul Vladimir, patriarhul Moldovei, a făcut o declarație, căci el a rămas nemulțumit fiindcă televiziunea nu a fost prezentă la locul, în locul bisericii, catedralei, unde el și-a ținut slujba. Dar ideea e alta, fiindcă nu atât a fost importantă slujba lui, cât el a primit o lecție de la colegul său din Federația Rusă, de la Kiril, de la Vyacheslav Yaponchik, care să destabilizeze și mai mult situația din Republica Moldova. Așa că el s-a supărat foarte tare, Vladimir, că televiziunea Republicii Moldova nu a fost prezentă. Dacă credincioșii consideră că declarația pe care eu am făcut-o nu este argumentată, eu nu vreau să-i insult și nu vreau ca să le spun ca să nu meargă. Nu, insult nu e corect. Nu vreau să-i spun ca să nu meargă la slujbe, ca să asculte cuvântarea preoților, dar fiți foarte atenți, căci printre acești slujitori ai Domnului mai sunt și trădători de țară, fiindcă ei foarte ușor și-au schimbat cojocul după noapte, adică când a început să răsară soarele. Și n-aș vrea ca să mă opresc la informația aceasta atât de tristă. Ieri, Parlamentul European a votat practic în unanimitate ca România și Bulgaria să devină membri a Uniunii Europene. Totul depinde deja ceea ce va decide Consiliul Europei, președintele și alți demnitari din alte țări. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, la momentul de azi. O zi bună să aveți. Aveți grijă de voi.